Laurențiu Ciurel a dezvăluit că liderii de sindicat au făcut un obicei din a ieși în presă cu declarații picante care nu aveau nicio legătură cu situațiile reale. Provocau doar un circ mediatic pentru a pune într-o lumină proastă compania și totodată conducerea complexului energetic Oltenia. Pot demonstra că toate negocierile alea, nu, n-am făcut niciodată așa ceva. A fost prima dată când am marșat, din păcate, la o acțiune de genul ăsta, pentru că a fost în favoarea firmei, vreau să spun atunci. Absolut tot ce s-a negociat în acest contract actual, CCM, a fost stabilit cam cu 2 luni înainte de finalizare. Adică într-o seară, un mare lider de sindicat cu directorul meu de resurse umane au venit pe la 8 la mine în birou și acolo am hotărât pachete de performanță, aia la altă, aia la altă, aia la altă, fiecare abordare, 200 de sporuri din care rămân doar 80. Ce am vrut noi, cam aia s-a întâmplat, cu condiția să continuăm să dăm niște bani pe la o anumită echipă de fotbal într-o anumită cantitate. Și lucrul ăla poartă cele două semnături, a mea și a acelui lider de sindicat. Mai mult decât atât, ceea ce omiteau să spună liderii de sindicat de fiecare dată când dădeau ochii cu jurnaliștii era faptul că în buzunarele lor intrau 10 de milioane, bani de la companie produși prin truda angajaților de rând. Se luau prime de negociere, cei care stăteau pe partea cealaltă a mesei, plus și cei care stăteau pe partea asta de la administrație, își dădeau la final, făceau un tabel cu 50 de oameni în care luau prime, 30, 40, vezi, doamne, că au negociat. E, mai erau unii încă 15-20 care erau de rezervă, în așa fel încât dacă unul dintre liderii aia de sindicat leșina în timpul negocierilor de atâta efort, venea imediat venea aceeași primă. Nu, primea și ăla și rezerva primea primă. Era înlocuit în instantaneu. Pentru prima dată când au de asemenea lucruri. Da, adică uite, vară niște tabele cu niște sume uriașe care se dădeau pentru că se negocia contractul colectiv de muncă și în permanență exista un circ de o lună, două, în care, vezi, doamne, se-și dădeau în cap și se păreau, dar lucrurile deja erau tranșate cu mult timp înainte. Și, deci ăsta a fost stilul La minerit. Așa se întâmplau. Nu mai merge așa ceva. Nu de puține ori s-a dovedit că liderii de sindicat nu mai reprezintă interesul angajaților, ci doar pe al lor.